senzația că și Alex și Raluca s-au certat în seara aceasta. Am văzut-o pe Raluca. Știți că Raluca, când are ceva, are o mimică a feței extrem de serioasă, așa, și, nu știu, foarte sobră, te îngheață doar cu privirea. Asta vă spuneam, că așa am văzut-o mai devreme. La un moment dat, aici au venit de afară, aici i-a spus ceva, avea expresia aceea care îngheață pământul în jurul ei. Aici la fel i-a spus ceva lui Alex, se vede și pe fața lui Alex că nu este foarte confortabil. Iar apoi el a plecat, ea a rămas un pic pe ringul de dans, dar cu aceeași expresie a feței, și apoi s-a dus pe canapea unde stau mamele de obicei. Nu știu dacă s-au certat sau sunt într-o pauză. Uitați-o aici, aici a stat, a venit Denis și a întrebat-o ce e cu ea și i-a arătat așa că nimic, gen, uitați, gen, așa. Iar apoi Viorel a venit către Denis și Denis s-a dus cu Viorel, iar ea a rămas aici undeva pe canapea.